la Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vom începe citirea versetul 36 în jos. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 36 în jos. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai Doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vecheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar vechea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea rană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui se va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că el îl va pune peste toate averele sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețive, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă reocupați locurile. Slăvim numele Domnului și binecuvântăm numele Domnului, pentru că Dumnezeul nostru a fost bun cu noi. A fost bun cu noi. O spun aceasta pentru că am văzut cu toții bunătatea Domnului. Cu toții am văzut mărăția lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă. Cu toții, de la răsăritul soarelui până la apus, am văzut că și cu noi a fost Dumnezeu. Cu noi a fost El și ne-a binecuvântat. El ne-a împodobit viața cu tot felul de bunuri pământești și cerești. Și pentru aceasta se cade, după masa aceasta, să lăudăm numele Domnului, să glorificăm numele Lui și din toată inima noastră să strigăm în sala aceasta că Duhul de viață este noi, trăiască Domnul! Iubiți frați și surori, e a doua oară când Domnul îmi pune altceva, m-am pregătit să predic în sala aceasta și Domnul mi-a schimbat gândirea, chiar de la mesajul fratelui pentru rugăciunea care am făcut-o, apoi fratele Volintiru. Eram sâmbătă, am plecat la mormântare la Ulicani, căci acolo, până în prezent, am trei mormântări, una după alta. Sâmbătă una, azi am avut a doua și mâine a treia. Și probabil în săptămâna asta care va vine, o aș pe a patra, căci m-a anunțat un frate că mama lui este în comă. Vineri m-am dus pregătit de acasă să predic din Matei 25. Aceasta mi-a fost intenția, să predic și să vorbesc acolo la mormântare. Când am ajuns acolo, un cânt
mi-a spus gândul meu să verific. Eclesiastul, capitolul 12. Pe o parte se dădea o luptă în mine. Matei am fost pregătit, Matei am o schiță să mă duc Eclesiastul. Și totuși am ascultat glasul Domnului. Slavă Domnului! Și ceea ce aș vrea să vă spun, planul a fost al Domnului. Deci l-am văzut după aia. După ce s-a terminat slujba acasă, ne-am dus la cimitir și ne-am întors înapoi. Pe drum, mergeam cu fratele Crudu și cu un alt frate. Ne întorceam de acolo la cimitir și se apropie de noi o doamnă. Și îmi zice, Domnule Părinte, am fost străpunsă de acest cuvânt pe care dintre ale a avut astăzi. Ceva mă mișcă. Am ascultat acolo, am ascultat slujba din coace și ceva se dă o luptă în lăuntrul meu. Și am zis, lupta e bună, că cel ce îți vrea viața și vrea să ai mântuirea este Domnul. Și El vrea să-ți curățe inima, să-ți curățe viața și să te întorci la El și să-i faci voia Lui. Și mi-a promis că va veni și se va ține de biserică și va merge la biserică în Uricane, acolo, și vorbeam cu fratele Crudu și cu fratele Slavu și spuneam, fraților, aveți de grijă de ea. Cuvântul Dumnezeu a lucrat, dar dumneavoastră de acum trebuie să săpați, să udați, să faceți ceva pentru femeia aceasta, pentru că Domnul o cheamă la mântuire. Și astăzi mergeam cu doilea mort pe care o duceam sus, la cimitir, și vine la fel o doamnă și mă întreabă, zice, când e mormântarea lui domnul Vlad? Și zic, mâine e mormântarea. Și zice, vreau să vin să vă mai ascult, pentru că azi noapte n-am putut dormi. Ceva m-a frământat toată noaptea. Și am zis, Doamne, Tu ești drept. Și când ne lăsăm călăuziți de Domnul, este cel mai bun lucru. În seara aceasta, tot la fel, vreau să predic din altă parte, pilda fiului risipitor, dar dacă frații au mers pe partea aceasta, am zis, haideți să mă duc și eu pe acest drum. Poate că Dumnezeu vrea să ne trezească și pe noi. Ceea ce am observat în vremea aceasta, în vremea în care noi trăim acum, am văzut că lucrurile sunt la fel. Cum a fost în vremea lui Noe, lucrurile sunt la fel și în vremea noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, despre ziua aceea, despre ceasul aceea nu știe nimeni, nici Îngerul din Cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai Domnul se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Ai Domnul, aceeași imagine, aceleași scuze, aceleași soluție, nu? Ai Domnul, la fel. Dacă ne uităm în vremea noastră, vom observa că lucrurile sunt la fel. Și aș vrea doar să punctez câteva lucruri și să le vedem că lucrurile acestea sunt practice și astăzi. Pentru că dacă Biblia a spus așa, așa este. Așa se împlinește. Ne uităm în vremea lui Noe, în Genesa, în capitolul 6 acolo, și ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre Noe, despre vremea aceea. Și spune, când lumea a început să se înmulțească pe fața pământului, s-a întâmplat ceva în lume. Spune că răutatea oamenilor era mare. Deci când lumea a început să se înmulțească, de fapt a început să se înmulțească și păcatul, răutatea. Haideți să luăm așa cum este zis, răutatea oamenilor era mare. Iubiți frați și surori, haideți să ne uităm la ei. Răutatea era mare în vremea aceea. Era mare. Venim la vremea noastră. Ei s-au dus, au suportat consecințele
și își așteaptă răsplătirea. Acum este problema noastră. Este problema noastră. Cum este vremea noastră în care trăim noi? Cum este starea națiunii? De fapt, să nu avem noi treabă cu națiunea, lumea din afară. Haideți să avem treabă cu noi. Cu noi care suntem copii al lui Dumnezeu. Care suntem răscumpărați al lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm în viața noastră și în inima noastră. Avem noi în noi duh de răutate? Suntem noi răi? Poate că am spune că nu. Nu suntem răi. Dar știți că ceva spune despre noi că suntem răi? Ci trăirea, viața, faptele noastre ne spune cine? Suntem. Slujnica i-a spus lui Petru, vorba, portul te dă de gol. Iubiți frați și surori, oare portul, vorba și felul nostru de a fi nu ne dă de gol? Nu ne dă de gol? Dacă noi vedem lucrurile acestea, că răutatea este mare, oare Dumnezeu din cer, cel care are ochii ca parafocul, cel care vede și știe tot ceea ce facem noi când suntem în așternutul patului, cel ce ne vede pe noi când suntem în adâncul pământului, cel ce ne vede pe noi când suntem departe de casă, departe de casă, oare nu vede El răutatea noastră? O vede. O vede. Și spune Scriptura că răutatea oamenilor era mare. Doamne, păzește-ne pe noi. Și dacă vedem că lucrurile acestea se întâmplă, e primul semnal care sună că vine Domnul. E primul semnal care ne spune că vine Domnul. Și pentru că eu văd că lucrurile acestea sunt, Scriptura ne spune și în sala aceasta am citit, să fim gata. Să ne pregătim, pentru că El vine în ceasul în care noi nu ne așteptăm. Și dacă El vine în ceasul în care nu ne așteptăm noi, și noi suntem plini de răutate, ce se va întâmpla cu noi? Ce s-a întâmplat cu oamenii dinaintea de potop? Ce s-a întâmplat cu ei? Au murit înnecați prin ape, nu? Un alt lucru pe care era în vremea lui Noe și aș vrea să ne uităm puțin la el, că se întâmplă și în vremea noastră, cuvântul Domnului spune în felul următor. Sunt mai multe teorii, dar eu aș vrea să merg pe o teorie mai simplă. Fiul Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și toate și-au luat de toți și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Uitați-vă! Un alt lucru care se întâmplă în vremea noastră. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Deși noi toți merg pe teoria simplă. Nu mă complic aici cu... pentru că aș putea spune și cum spune istoria. Dar aș vrea să mergem în vremea noastră. Noi toți care suntem aici suntem copiii lui Dumnezeu. Tot. Și fetele sunt fetele lui Dumnezeu, nu? Și băiețe sunt băiețe lui Dumnezeu. Sau copiii lui Dumnezeu. Deci cu toți care suntem în sala aceasta, în vremea aceasta, alcătuim poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră în vremea aceasta. În vremea aceasta în care trăim noi acum. Și spun lucrul acesta pentru că știu multe lucruri, dacă n-aș spune. Fetele copiilor lui Dumnezeu, cu cine se încrucișează? Pe cine își aleg? Fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, în vremea aceasta, pe cine își aleg? Nu e așa că este o amestecătură între confesiuni sau între oamenii lui Dumnezeu și oamenii care nu sunt al lui Dumnezeu? N-ați observat că este o amestecătură?
Este o amestecătură, pentru că mă uit în biserică, familii întregi, care copiilor s-au dus și s-au luat de soț un filistian sau invers, băieți și-au luat o filistiancă. Deci lucrurile acestea, uitându-ne în vremea aceasta în care noi trăim, se împlinesc cu atâta repeziciune. Se împlinesc. Și toate acestea ne spun că venirea lui Dumnezeu este aproape. Oare este mai bun un nelegit ca o fată creștină? Sau stau lucrurile mai bune? Nu. Dar diavolul spune că el lucră la inima unuia și altuia. Și el face să o vadă că este frumoasă, să-l vadă că este frumos și în felul acesta se încruscresc. Scriptura se împlinește. Scriptura se împlinește. Și toate acestea trebuie să ne dea nouă un semnal de alarmă. Ce trebuie să facem noi? Să veghem, să fim gata asupra noastră. Lucrurile se întâmplă și Doamne ajută-ne să ne pregătim. Un alt lucru pe care îl spune Scriptura, că era în vremea aceea, uitați-vă, spune că era un om neprihănit și le-a spus celor din vremea aceea că va veni un potop, va veni un sfârșit al vremurilor. Spunea Scriptura, Noe era un om neprihănit. Dumnezeu a stat de vorbă cu el, Dumnezeu l-a sfătuit, Dumnezeu i-a vorbit și omul acesta a înțeles. Și dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că el a făcut întocmai după cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-a bătut nici la stânga, nici la dreapta. Și a făcut întocmai după cuvântul lui Dumnezeu. Dar spune Scriptura că din toată națiunea care era acolo, n-au vrut să creadă. Știți? N-au vrut să creadă. A pătruns în inima lor necredința. Pentru că așa pătrunde și în vremurile noastre. Și în vremea care trăim noi. Vin tinerii noștri sau vin alții și ne spun, tată, ești depășit. Dacă președintele țării a spus că suntem fanatici și religios, păi, matane spui nouă că va veni un sfârșit, va fi un sfârșit. Nu mai este, nu? Necredința. Necredința aceasta era în vremea lui Noe și necredința aceasta pătrunde și astăzi cu tăvălugul lui în biserică. Eu aș vrea să vă spun că pătrunde. Ieri la mormântare am fost câți am fost sus. Am avut cine să cânte. Astăzi m-am trezit doar cu 4. Eu, fratele Mesaroș, fratele Cudu și un frate acolo. Restul, familia. Și m-am uitat unii tineri. Unii cântăreți în biserici. Unii. Pe drum fiecare s-au dus. S-au retras. Oare mai credem noi că trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu? Mai credem noi că trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu în orice vreme? Așa cum ne spune Scriptura, cum ne spune Cuvântul Dumnezeu, ridicați spre cer mâini curate în orice loc, în orice vreme și în orice moment, ridicați spre cer mâini curate. M-am uitat și astăzi și am zis, Doamne, cât de adevărat este Cuvântul Tău, că în vremea din urmă va pătrunde necredința în sufletele noastre, între noi, între pocăiți, va pătrunde necredința. Și spune Scriptura, ai doma va fi și la venirea Fiului Omului. Necredința pătrunde în adunare. Pătrunde aici. În adunare. Și pentru că așa stau lucrurile, pentru că așa este vremea în care trăim, trebuie să ne pocăim. Doamne, ajută-ne! Dacă încă n-am ațipit de tot, dacă încă n-am adormit de tot, și dacă încă somnul l-am pus amprenta peste noi și încă mai suntem treji, haideți în seara aceasta, în clipa aceasta, să-i spunem Domnului, Doamne, mărește necredința. Doamne, mărește necredința. Pentru că spune Scriptura și spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă cerim ceva după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu din cer ne ascultă și Dumnezeu ne dă.
și Dumnezeu ne dă. Și când Dumnezeu îți mărește credința, când Dumnezeu ne mărește credința, ni se deschid ochii. Ni se deschid ochii, ni se deschide mintea, ni se deschide inima și începem să-L vedem pe Dumnezeu, să-L înțelegem pe Dumnezeu, să înțelegem vremurile în care trăim. Iar dacă nu avem credință, dacă mergem mai departe în ațipirea noastră, ochii noștri se închid mai adânc. Și degeaba se predică, degeaba se cântă, degeaba se fac toate lucrurile, pentru că eu dorm. Eu dorm. Și de multe ori dorm și merge și un aparat și altul în casă. Dă multe ori să cânte, pe altul să predice. Și ei predică, dar eu dorm. Ei își fac lucrarea, dar eu dorm. Și n-aud nimic. Doamne, ai milă de noi. Ei, frați și surori, trăim vremea aceasta a sfârșitului, așa cum a trăit și noi în vremea sfârșitului. Necredința era mare. Mare. Uitați-vă cum spune Cuvântul Dumnezeu. Noi era un om neprenit și fără pat între cei din vremea lui. Noi umbla cu Dumnezeu. Noi umbla cu Dumnezeu. Și oamenii din vremea aceea n-au vrut să creadă. N-au vrut să creadă că El are o relație cu Dumnezeu. N-au vrut să creadă că Dumnezeu vorbește omului. Și n-au vrut să creadă în ceea ce va veni. Noi am spus simplu. Eu fac corabia aceasta pentru că va veni apă, va veni potop de apă. Dumnezeu va deschide cerul și va da ploaie de sus și ploaie de jos. Și oamenii din vremea aceea spuneau cum spun și din vremea noastră. Nu ne-ai văzut în noi ploaie. Nu? Ce spun oamenii din vremea aceasta? Începând chiar cu martirul lui Iov, ce spun? Păi pământul cu tot ce este pe el nu va arde. Nu va arde. Și ideea aceasta și învățătura aceasta pătrunde în lume, pătrunde în fiii noștri, că nu va arde. Dar ce spune Scriptura? Va arde. Și acum ce rămâne în picioare? Ce spun oamenii sau ce spune Dumnezeu prin Scriptură? Ce spune Dumnezeu prin Scriptură? Eu cred cartea aceasta pentru că spune că toată Scriptura aceasta este insuflată de Dumnezeu. Ea este trimisă nouă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și spune că ea este de folos pentru mine și pentru dumneavoastră. În ea Dumnezeu ne descoperă tot planul de mântuire. Dumnezeu ne descoperă tot planul în care El îl are cu privire la venirea Lui. Și pentru că noi trăim vremea aceasta când Dumnezeu este atât de aproape să vină, eu trebuie să mă pocăiesc. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Amin! Amin! Iubiți frați și surori, ai doma, aceleași imagini, aceleași scuze, aceleași soluții, aceleași concluzie, pocăința. Uitați-vă, în Scriptură, în seara aceasta, spune Domnul, atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, și altul, din două femei care vom măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și versetul 42 vine și pune o concluzie. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Deci concluzia vine acum și spune vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Aș vrea în seara aceasta să urmărim firul vieții noastre. Să ne uităm fiecare la viața noastră. Să ne uităm fiecare în familiile noastre. Și fiecare să ne uităm la noi înșine. Unii ne aflăm. Unii ne aflăm. Dacă spune Cuvântul Dumnezeu că doi vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Dacă două femei vor fi, una va fi luată și alta va fi lăsată. Problema se pune, de ce numai unul ia Domnul și nu ia pe amândoi? De ce nu ia Domnul pe toți? Pentru că Scriptura spune și Cuvântul Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu a iubit
toată lumea. Amin, amin. Pe toți ne iubește Dumnezeu. Și pe toți ne iubește Dumnezeu. Și pe toți ne așteaptă Dumnezeu în împărăția sa. Dar problema se pune căci unul veghează și altul nu veghează. Și în momentul când ești veghiator și veghezi, ești atent la tot ce se întâmplă în viață. Ești atent și ești atent în primul rând la citire. Veghezi și ești atent la citire. Citim și de multe ori nu înțelegem anumite lucruri, nu? Și spui, Domnul, eu am citit în Scriptură. Și ce ai citit? Păi eu am citit și așa am înțeles. Și de fapt, Domnul vorbește cu totul altceva. Citim din fugă. Citim din obligație. Citim pentru că așa e datin, așa e obiceiul. Sau, cu alte cuvinte, venim la biserică pentru că așa e obiceiul, așa e datin. Trebuie să vin la biserică. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu totul altceva. Când vii în casa Domnului, ce să facem? Să ne păzim piciorul. Când citim în cartea Domnului, să mă dezbrac de toate ideile mele. Și să-i spun, Doamne, cartea aceasta este a Ta. Eu m-am dezbrăcat. Eu am lăsat totul la o parte. Acum citesc din cartea aceasta și aș vrea ca Tu să mă luminezi. Și aș vrea, Doamne, ca Tu să îmi arăți calea cea bună și dreaptă. Amin. Și când Dumnezeu te vede că Tu depinzi de El, că Tu îți legi viața Ta de El, speranțele Tale te le legi de El, când înțelepciunea Ta o legi înțelepciunea Lui și vrei să primești sevă din El, Dumnezeu din cer privește spre noi. Și ne dă. Pentru că spune El că numai Cel ce rămâne în Hristos, Ioan 15, nu? Mlădița care rămâne în vie, amin, e trage seva din vie, din butuc. Și în momentul când tu îi spui, Doamne, eu vreau să primesc lumină din Tine și eu vreau, Doamne, să fiu lumina de Tine, vine Dumnezeu din cer. Se prezintă la noi. Pentru că cu toții care suntem aici în sala aceasta, suntem iubiții Domnului. Măriți. Pentru toți care suntem aici, Dumnezeu din cer a dat același preț. A plătit același preț pentru noi, pentru toți. Și pentru că am plătit același preț, Dumnezeu pe toți ne vrea să fim în cer. Dar problema se pune la mine. Veghez când citesc cuvântul, veghez când stau înaintea lui Dumnezeu sau vin oricum înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dator să mă asculte. Dumnezeu este dator să ia aminte la rugăciunea mea. Dumnezeu este dator să îmi dea din bine cuvântările sale. Iubiți frați și surori, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu veghere. Cu veghere. Și să-i spunem, Doamne, luminează-mă. Amin. Și El mă luminează. Amin. Și când vii Tu plin de ideile Tale și spui că Tu le-ai înțeles, Tu le-ai priceput pe toate, Dumnezeu te lasă în mersul gândirii Tale. Așa face Dumnezeu. Și de aceea spune Dumnezeu, doi la câmp, unul luat, doi la moare, unul luat și altul. Pentru că noi oamenii, și în biserică, și oriunde, oamenii, sunt oameni mândri și oameni smeriți. Și spune Biblia, celor smeriți Dumnezeu le dă har și celor mândri merg înaintea căderii. Nu? Deci așa spune Scriptura. Și pentru că spune Scriptura așa, noi trebuie să venim înaintea Dumnezeu cu smerenie. Cu smerenie. Când citim cuvântul, să-l citim cu smerenie. Când cântăm în casa Domnului, să cântăm cu smerenie. Când ne rugăm în casa Domnului, să cântăm cu, sau să ne rugăm cu smerenie. Să-i spunem, Doamne, eu depind de Tine. Amin. Și atunci, amin, eu veghez. Eu veghez. Și nu-i dau voie celui rău să intre în mine. Pentru că Apocalipsa vorbește și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă aud de cineva bătaia mea, dacă mă aude cineva când strig la ușa inimii lui și îmi deschide, eu intru la el și cinez împreună cu el. Frați și surori, Dumnezeu intră în viața noastră și Dumnezeu vrea să intre în viața noastră. Dar noi, dacă suntem vegheatori, deschidem ușa stăpânului. Pentru că spune Scriptura, oile mele îmi cunosc
glasul meu. Oile mele îmi cunosc bătaia mea. Oile mele îmi cunosc strigătul meu. Și îmi cunosc totul despre mine. Sau știe totul despre mine. Și pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu, când bate Dumnezeu și eu veghez, deschid ușa lui. Și apoi când bate și vrăjmașul la ușa inimii mele și vine cu înălțarea, vine cu mândria, vine cu alte și alte lucruri, și pentru că sunt vegheator și sunt copilul lui Dumnezeu, eu știu să închid ușa. Și să-i spun, în numele lui Iisus Hristos, pleacă de la mine, diavole. Sau duc de înălțare, pleacă din viața mea, sau pleacă din sufletul meu, pentru că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. Și pentru că fac lucrul acesta, Dumnezeu din cer mă aude. Și Dumnezeu îmi dă biruință. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în vremea aceasta sfârșitului, noi să vedem. Iubiți frașilor, vegherea face parte din slujirea noastră. Să stăm în veghe, în veghe, în orice clipă și în orice moment din viața noastră. Pentru că dacă vom face așa, va fi ferice de noi. Dacă nu vom face așa, va fi vai de noi. Și spune cuvântul Dumnezeu. Un alt lucru. Dacă aș ști stăpânul casei, acest trage de noapte, va veni hoțul. Ar vechea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Un alt lucru. Diavolul vine să ne spargă casa. Diavolul se luptă și în vremea aceasta în care trăim să ne spargă casa noastră. Și care e casa noastră? Inima. Și spune cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu căci inima noastră trebuie să fie casa lui Dumnezeu. Deci casa inimii noastre trebuie să fie a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și diavolul vrea să spargă casa noastră. Vrea să ne spargă. Și cum ne sparge diavolul? Cum poate să intre în noi? Spune tot Scriptura, în Matei vorbește Domnul, din prisosul inimii vorbește gura. Iubiți frați și surori, eu nu știu dacă vă spart casa cuiva. Pentru că casa inimii nu se vede. Nu se vede. Dar este unul care o vede. Și acela este Dumnezeu. Este altul care o vede. Și acela sunt eu. Știți că sunt eu? Din prisosul inimii vorbește gura. Când pătrunde oțul în casă, ce face? Începe să răstoarne, începe să facă acolo tot felul de lucruri neplăcute. Nu? Ați observat dumneavoastră că de la televizor când intră și sparge o casă, răvășește tot. Răstoarnă, sparge, nu ține cont de nimic oțul. E tot la fel, când diavolul sparge casa inimii noastre și pătrunde noi, în noi, în ființa noastră, se întâmplă ceva. Îți dai drumul la gură la ce nu vrei. Nu? Dai drumul. Și spune că limba este un mătular mic și aprinde o pădure mare. Și a intrat diavolul în tine. Și în inima ta s-a spart diavolul casa și a intrat în tine. Și începi cu vorbirea. Primul lucru prin care îți poți da seama că este casa ta spartă, controlează-ți vorbirea. Și dacă vezi că vorbirea ta nu corespunde cu vorbirea lui Dumnezeu, și dacă vorbirea ta nu este potrivit Scripturii, atunci e un semnal pentru tine. Casa ta este spartă. Undeva este un colț spart și pătrund din ea ce este în lumea aceasta. Și în lume ce este? Vorbe murdare, gânduri murdare, nu? Lucruri murdare este în lume. Și pentru că ai casa spartă, toate acestea intră prin locul acela. Și tu începi să vorbești și eu încep să vorbesc. Nu. Lucruri care nu sunt plăcute. Și am citit aici, căci oțul începe să spargă casele noastre. Și m-am uitat în vremea aceasta în care trăim. Vă spun cu responsabilitate, am văzut atâția creștini cu casa spartă.
casa spartă. Cât mulți dintre noi, când se enervează, când se supără, dau celui rău. Mulți. Doamne, ai milă de noi. Și Biblia spune căci să nu iasă niciun cuvânt murdar din gură ta. Și când tu dai dracului, și când tu dai celui rău, și când tu îi dorești moartea, și când tu îi dorești lucruri care nu sunt după cuvântul Dumnezeu, ce-i cu casa inimii tale? Nu este spartă? Și spune că diavolul caută să spargă casa inimii noastre. Și el pătrunde. Și acum, dacă noi am ațipit, s-ar putea el să vină, să ne spargă casa. Și intră lucrurile murdare din lumea aceasta în noi. Și prin gură ies afară. Prin gură ies afară. Iubiții mei, frați și surori, haideți să ne cercetăm. Să ne uităm în viața noastră. Dacă sunt aceste lucruri în viața noastră, în seara aceasta, nu-i târziu. Pentru că Domnul a îngăduit să fie în locul acesta. Și pentru că Domnul ne-a dat viață, ne-a dat sănătate și te-a ajutat să vii în locul acesta, tu poți să faci un singur lucru. Este unul care poate să repare casa noastră. Și acela este Iisus Hristos. Acela este Iisus Hristos. Și spune Domnului, Doamne, eu n-am fost vegheator, n-am vegheat de ajuns. Și vrăjmașul mi-a străpuns casa inimii și mi-a spart-o. Și din mine iese un izvor murdar, o apă amară, o apă tulbure. Te rog de data aceasta, pune, Doamne, stăvilar, lipește casa inimii mele. Sau cum spune David, dă-le o inimă nouă. Sau se spune Domnul, dă-le o casă nouă în seara aceasta. Și pune în mine un duc nou și zadornic, Dumnezeule. Pentru că vreau să nu te mai întristez prin vorbirea mea. Vreau ca din gura mea, așa cum spune Proverbe, să țâșnească, să iasă izvor care dă viață. Care dă viață. Să-i spunem Domnului și spune Scriptura că Dumnezeu este plin de milă. Dumnezeu este plin de îndurare. Și Dumnezeu vrea în seara aceasta să ne dea inimi noi. Și Dumnezeu vrea să ne dea seara aceasta inimi bune, în care să rămână cuvântul Său, să rămână dragostea asta, să rămână tot ce este Dumnezeu, să rămână în noi. Asta dorește Dumnezeu și asta vrea Dumnezeu să ne dea. Vrăjmașul caută să ne spargă casa. Dar este unul care poate să ne grăbească. Și acela este Domnul Iisus Hristos. Pentru că El nu s-a schimbat. Uitați-vă, în vremea Lui, Domnul a stat de vorbă cu Petru și a zis, Petre, m-am rugat mult pentru credința voastră. M-am rugat mult pentru voi, pentru că diavolul a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat pentru voi. Și Domnul stă de vorbă cu Petru și spune, Petre, nu va cânta cu coșul. De trei ori și tu te vei lega de mine. Petre, în timp ce cântă cu coșul, diavolul va bate la ușa inimii tale. Diavolul va cerca să intre lăuntrul tău și tu să te lege de mine. Și Petru îți zice, Doamne, eu sunt gata cu tine să merg până la moarte. Și Domnul spune, nu, Petre, tu vei te lepăda de mine. Iubiți frați și surori, ce s-a întâmplat lucru? Ce Domnul i-a spus lui Petru? S-a împlinit. Și spune Scriptura că după ce Petru a realizat că casa inimii a fost spartă și el cu gura lui și prin gura lui a ieșit cuvintele acestea, nu-l cunosc, nu știu cine este. Nu știu cine este. Spune Petru când a realizat că inima i-a fost spartă. Spune, a ieșit afară și a plâns cu amare. Și după un timp îl întâlnește Domnul. Îl întâlnește Domnul. Și când îl întâlnește Domnul pe Petru, îi spune, Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Petre, mă iubești?
În momentul acela când Domnul îi spune Petre, mă iubești, Dumnezeu începea să lucreze la inima lui. Să-i cârpească inima, să-i dea o inimă nouă, să-i facă o casă nouă, să nu mai aibă fisuri de unde să intre diavolul. Și ne spune Scriptura despre Petru, că după ce Domnul i-a rezidit, i-a restabilit casa, Petru a fost un alt om. A fost un alt om. Și spune despre Petru că el s-a dus și a început să predice. A început să spună lumii. A spus să spună, voi sunteți aceia pe care l-ați omorât. Și data aceasta era în fața lui mare preot. Erau oameni care puteau să-i facă rău, să-l lege, să-l arunce în temniță. De data aceasta nu i-a mai fost frică. Pentru că ca inima lui nu a mai fost spartă. Inima lui a fost o inimă întregită. Și în ea era Dumnezeu. Și era cel ce bate la ușă. Era Domnul. Și atunci Petru a avut putere să înfrunte pe diavol. Iubiți frați și surori, dacă nu puteți înfrunta pe diavol, înseamnă că totuși încă mai este o fisură în inima dumneavoastră. Încă mai este o fisură. În sala aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă constatăm că este lucrul acesta, haideți să plângem cu amară înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne pară rău, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău de vorbele mele spuse. Îmi pare, Doamne, rău de ceea ce am făcut cu gura mea. Doamne, îmi pare rău, te rog. Schimbă viața, schimbă inima. Și Dumnezeu poate să se întâlnească cu tine noaptea aceasta. Poate noaptea aceasta poate să vină la șternutul patului tău, să stea de vorbă cu tine, să stea de vorbă cu mine. Pentru că spune Scriptura și cuvântul Dumnezeu ne arată că Dumnezeu stă de vorbă cu omul, chiar când este cuvântat într-un somn adânc. Dumnezeu se prezintă la patul lui, se prezintă la șternutul tău ca să-ți dea vindecarea. Ca să-ți dea inimă nouă, ca să-ți dea un de lemn proaspăt, ca să-ți dea putere proaspătă. Pentru că El știe că tu ai nevoie de toate acestea. De aceea Dumnezeu vrea în sala aceasta să vii înaintea Lui și să-i spui, Doamne, aș vrea să am o casă bună. Doamne, ajută-ne! Iubiți frați și surori, dacă nu vom face așa, dacă nu vom face așa, spune Scriptura, stăpânul robului acela va veni în ziua care nu se așteaptă. Și în ceasul care el nu știe. Îl va tăia în două. Și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scâșnirea minților. Iubiți frați și surori, haideți în țara aceasta să vegem asupra vieților noastre. Haideți cu toții să ne uităm la răutate. Primul lucru pe care l-am citit din cartea Domnului. Răutatea oamenilor era mare. Dacă este răutate în viața noastră, haideți să o aducem înaintea Domnului. Dacă vedem în familiile noastre că este amestecătură cu lumea, dacă este amestecătură cu lumea, familiile noastre, haideți să venim cu familiile noastre înaintea Domnului. Să-i spunem Domnului, Doamne, eu văd în familia mea amestecătură. Fiii mei, fiica mea, care este fiul tău, fiica ta, s-a cruscut cu lumea. Doamne, aș vrea să faci tu, în seara aceasta, o schimbare. Amin, te rugăm, Doamne. Tu să faci o schimbare. Și Dumnezeu este cel care poate să schimbe. Și Dumnezeu este cel care poate să facă dintr-un fiu acelui rău, să facă un fiu al luminii. Pentru că la El este toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Dacă vezi în țara aceasta că în inima ta este necredință, nu mai crezi cu adevărat. Nu mai crezi cu adevărat că Domnul ți-a spus și Domnul te-a chemat. Dacă încă mai este necredință, să spui că ajunge. Cât crezi tu că este bine. Domnul ne-a spus să nu părăsim adunarea noastră cum? A unii obicei. Tu crezi, ai încredințarea aceasta, că poți să vii la biserică doar la Paște, la Crăciun. Doar poți să stai de vorbă cu Dumnezeu doar o dată în săptămână, duminica. Aceasta este încredințarea ta. Dumnezeu ne-a spus cu totul altceva. Ne spune să nu părăsim adunarea Lui
Dumnezeu, apoi spune să vă rugați în orice vreme. Să ne rugăm în orice vreme. În orice clipă să ridicăm spre bărbați, să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială, în orice loc, în orice timp. Ei, dacă nu s-a întâmplat lucrurile acestea, înseamnă că puiul din necredință este în mine. Este în mine. Vin la biserică când îmi place, mă rog, așa cum s-a rugat bogatul, doar când era în necaz, în momentul când a ajuns în locuința morților, în chinuri, în dureți, prin Scriptura, atunci a început să se roage și să spună, Doamne, ai milă de mine. Prima rugăciune care a făcut-o la bogatul a zis, Doamne, ai milă de mine. Și apoi și-a adus aminte că mai are frați, și apoi și-a mai adus aminte că mai are neamuri, care vor veni și ei în locul acela de chin. Iubiți frați și surori, rugăciunea nu trebuie să fie, să o facem numai în momentul când avem dureri, când suntem în necaz, când suntem în structurare. Și rugăciunea trebuie să fie făcută în fiecare zi. Amin, în fiecare zi să avem un moment când stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru. Și ne uităm la oamenii Scripturii, Daniel, ne vorbește Scriptura. Omul acesta, spune Scriptura, de 3 ori pe zi deschidea ferestrele. De 3 ori pe zi deschidea ferestrele și se ruga lui Dumnezeu. Și pentru că făcea lucrul acesta, spune Scriptura, el a avut mare biruință. A fost în groapa leilor. Și lei n-au avut nicio putere asupra lui. Și întrebarea se pune, de ce n-a avut putere lei asupra lui? Pentru că Daniel se ruga și să dea de vorbă cu Dumnezeu în fiecare zi. Iubiți frașesori, ca să avem biruință, să avem biruință, să n-ajungem acolo, unde spune Scriptura, că va fi plânsul și sprijinirea dinților, să n-ajungem acolo, noi trebuie să deschidem ferestrele către Ierusalim. Să deschidem ferestrele către Dumnezeu, foarte cuvinte. Să ne ridicăm și să-i spunem în fiecare zi lui Dumnezeu. Să-i spunem, Doamne, aș vrea să îndepărtez Duhul de necredință din viața mea. Apoi să-i spunem, Doamne, aș vrea să îndepărtez Duhul de răutate din viața mea. Și apoi să te rogi pentru copiii tăi, pentru familia ta, să te rogi să-i spui, Doamne, eu vreau în cer, în împărăția ta, la masa ta binecuvântată, să fiu împreună cu toți cei dragi. Spune Domnului astăzi. Pentru că dacă vei face așa astăzi, vei avea biruință ca și Daniel. Vei avea biruință ca și el în tine, care au fost în cuptorul cu foc. Iar dacă nu vei face așa, iar dacă te vei ruga în momentul când vei fi necaz, vei păți ca bogatul din Scriptură, rugăciunea ta va fi fără de valoare. Și tu vei rămâne mai departe în chinul acela, în durerea aceea. Și rugăciunea ta nu va fi ascultată. Nu va fi trimis Lazar cu să-și picure apă pe buzele tale. Nu va fi trimis îngerul să vorbească copiilor tăi să se întoarcă la Dumnezeu. Nu va fi trimis nimeni. De ce? Pentru că e prea târziu. E prea târziu. Dumnezeu vrea astăzi să te rogi. Dumnezeu vrea astăzi să deschizi ferestrele către cer. Să-i spui, Doamne, depărtează la mine credința. Doamne, depărtează răutatea și, Doamne, mântuiește-mi familia. Spune eu astăzi Domnului. Să spune Domnului, Doamne, eu vreau ca familia mea să rămână o familie binecuvântată, o familie pe care Tu ai creat-o. Și vreau, Doamne, ca familia mea să calce pe urmele Tale și să împlinească ale Tale porunci. Și atunci diavolul nu va mai avea nicio putere asupra fiilor tăi, asupra fiicilor tale. Nu va mai avea nicio putere. Fiii tăi se vor căsători cu fete și fetele se vor căsători cu băieți. Nu vor fi invers. Băieți cu băieți și fete cu fete, pentru că Dumnezeu te ascultă și Dumnezeu vă ascultă. Iar dacă nu mă rog astăzi, se vor întâmpla toate acestea, toate acestea din cazuri vor veni peste noi. Și vom striga, dar va fi prea târziu. Amin.